are toate șansele de câștigă. E gătit bine, mai are timpul, totul trebuie să fie normal. Credem că Dragoș o să facă tot ce e posibil, să-i arăți că Dragoș este Dragoș. Da, bună seara! În primul rând, noi acum suntem după campionatul european, care am avut o pauză de 2 săptămâni. Pregătirile deja s-au început de luni. Pregătirile merg intensiv, 2 antrenamente pe zi, în care, ce spun eu, că au rămas puțin timp pentru pregătire. Deja este data de 20, practic ultima fază. Ne apropiem de începutul și sfârșitul pregătirii. Ce pot să vă spun eu despre Stas Romanov? Stas Romanov este un luptător bun, dar noi o să ne pregătim și vom vedea. Ringul ăla să arăte. Dragoș la noi tot. Da, desigur că n-are în lupte profesionale experiență foarte mare, că el a noi de la amatori abia numai trece la profesional. Dar sperăm că totul o să fie bine și eu cred în Dragoș. Cam sunt de acord că nu de mult am v-am spus că am fost la europeni și acum am odihnit și iar antrenamente și până pe 20 eu sper să reușesc să-mi revin și să fiu în formă bună. Eu sper să fac un knockout înainte de timp și sau să fac o luptă frumoasă. Saturday, December 20. Chișinău Manege Sport Arena. Ladies, gentlemen, celebrities, boys, girls, superstars, welcome to Chișinău, the capital of Moldova. Are you ready for King of Kings? 2014, presenting the King of Kings Tournament World Grand Prix. One night, one champion, live on Eurosport.